Salutare! Mă numesc Cătălin Talent și dorința mea cea mai mare este să ajut oameni sărmani, să lupt pentru ei, pentru că știu ce înseamnă să n-ai nimic, știu ce înseamnă durerea de burtă. De aceea mi-aș dori din suflet să gătesc pentru oameni sărmani sau să ajutăm împreună oameni sărmani, că putem. Dacă avem ambiție, putem să facem minuni în viața oamenilor sărmani. Astăzi vă voi pregăti clătită, da? Îți dau și ție, bă, îți dau și ție, vrei? Îți dau? Bă, un pic, ca să vezi că eu vă știu să gătesc, adică, uite. Bine, hai, trecem la faptă și răsplată, da? Fii atent. Puneți o oală în care să fie încinsă, da? Un pic de ulei pusă pe ea, da? După care pui aluatul, uite-l. Aluatul se face, compoziția se face din, haideți că vă zic imediat. Să facem și clătita, întâi să vedem cum iese, da? Da, aluatul se face din făină, apă minerală, două ouă, sare, un pic de zahăr și esență. După care le amestecați să fie ceva de genul ăsta, lichidă, da? Ca să poți să o torni în tigaie, da? Uite, lichidă trebuie să fie. Și apoi aștepți până să face ceva de genul ăsta, da? După care cu ceva de lemn, nu? Ca să nu zgârie tigaie, nu de alta, dar ceva de lemn, o întorci invers, uite. Exact așa. Da? O întorci invers. După care va arăta așa. O lăsăm acum să ardă un pic ca să pot să pun, uite, facem plătita ca să vă arăt cum se gătește, cum se face, cum se prepară. De aceea, uite, eu am făcut ceva de genul ăsta, uite. Da? Clătită, uite. Clătită. Și o vom pune aici. O vom pune aici ca să fie clătitele la cald. După care, ca să vezi cu ce pun, mai să-ți arăt, uite. E clătită, o pui pe ăsta, pui gem, dai, o finisezi de acolo până acolo. Dacă vrei, poți să bai și cu finetii. Eu n-am finetii acum ca să pun finetii. Și dai și faci așa, vezi? După care, o faci așa, uite, o faci exact așa, o întorci până o formezi așa, ceva de genul ăsta, vezi? Și apoi merge pusă aici. Următoarea care s-a făcut acum, o luăm. Și trebuie să arate așa. După care o vom pune aici, oala e încinsă și mai punem încă o dată ca să iasă. Puneți, dar să fie de acolo până acolo trebuie. Să fie de acolo până acolo, așa, vezi? Așa, și o lăsăm acum ca să ardă bine, să se producă bine. Și aia, acum facem altfel, uite, luăm așa, luăm gem, punem pe ea, da, dai de acolo până acolo, uite, exact așa faci, dai de acolo până acolo, da, păi altfel dacă nu dai până, de acolo până acolo nu simți nici gustul la gem, nici gustul la clătită și atunci tu trebuie să faci exact ce îți spun eu, uite, și dai de acolo până acolo, vezi? După care o împachetezi așa, uite, o împachetezi așa, mai dai încă o dată așa, vezi? Și mai dai încă o dată așa și clătita să arate așa, vezi? Uite, îți place? Da, atât a fost, dragilor, v-am făcut acest video doar ca să vedeți, sper să dați like, share și nu uitați.
Vreau ca tu să fii prietenul meu. Distribuiți cât se poate de mult ca să-mi fie povestea cunoscută, să nu mai pățească nimeni prin ce am trecut eu. Am făcut un pic de caterin, că ne-am distrat, ne-am amuzat, vă rog din toată inima, fiți alături de mine. Cei care sunt hateri și vor să mă sinucid, să mă pupe direct în găoaza curului. Cei care sunt alături de mine, le mulțumesc din toată inima și tot sufletul. Îi mulțumesc în primul rând lui So What The Fuck, pentru că mi-a făcut povestea cunoscută. El a fost primul YouTuber care mi-a făcut povestea cunoscută. Îi mulțumesc din toată inima lui Hymen. Îi mulțumesc din tot sufletul lui Luțu Răzvan. Îi mulțumesc din toată inima lui Sidones. Siner 22. Îl căutați, îl găsiți pe Facebook. Îi mulțumesc din toată inima. Îi mulțumesc din suflet lui Ezechiel, îi mulțumesc din suflet lui Xega, îi mulțumesc din toată inima lui Geleu, din toată inima îi mulțumesc și lui Insanity, care Insanity e câinele meu, mă. Da, câinele meu, amuzant. Uitați, acum întoarcem plătita asta și uitați. Ca să putem să o ungem după aceea cu gem și să o facem formidabilă. Vă rog din toată inima, vreau să fiți alături de mine. Le mulțumesc tuturor youtuberilor care m-au ajutat, nu m-au ajutat cu bani, m-au ajutat totuși cât de cât să-mi fie povestea cunoscută, să nu mai pățească nimeni prin ce am trecut eu. Nu sunt așa de disperat ca să-mi fie povestea cunoscută, dar eu sunt pe o parte disperat că găsesc, zi de zi găsesc oameni pe stradă, oameni sărmani, care nu face nimeni nimic pentru ei. Și dacă voi pe mine nu mă ajutați ca să-mi fie povestea cunoscută, eu nu am puterea să schimb de unul singur ceva în România. Adică să nu mai fie dați deoparte oameni sărmani, să fie ajutați, să fie sprijiniți, să nu-i mai discrimineze nimeni, pentru că în România se discriminează și țiganul, și aurolacul, și boschetarul, și orfanii, suntem dați deoparte, nu suntem ajutați. Iar tu acum, dacă te consideri youtuber adevărat și nu ai uitat de unde ai plecat, eu zic că trebuie să ripostezi la acest videoclip ca să-l vadă toată lumea. Pentru că, până la urmă, vreau să schimb ceva. Ca să nu lăsăm banii, faima și alte celelalte să te schimbe ca om. Ar trebui să fie alături de noi, de oameni sărmani, bătuți de soartă, nu în general de mine, să fii de alți oameni bătuți de soartă, care, cum să zic, există sute, zeci de mii care nu face nimeni nimic pentru ei. Și de aceea vreau ca să, și îmi doresc în suflet, ca să îi ajutăm pe toată lumea. Nu mă gândesc numai la mine, pentru că nu sunt numai eu în România, sunt sute, zeci de mii. Sunt oameni care mor de foame și nu face nimeni nimic pentru ei. Și vă rog frumos, lăsați criticile dacă nu mă cunoașteți. Întâi cunoașteți-mă și după aceea mă criticați. Vă rog din toată inima. Eu nu v-am făcut niciodată rău. Eu vreau doar ca să fiți alături de mine. Siner22, trebuie să ripostezi la acest videoclip, să îl postezi neapărat. Te rog din toată inima. Insanity, tu m-ai uitat. Frate, eu nu sunt, sunt într-o depresie profundă care nu mă salvează nimeni. Îmi doresc în suflet să mă sinucid și nu știu cum să fac. Dar o fac odată și odată pentru oamenii sărmani, să nu mai văd oameni sărmani. Vreau ca să fim toți egali și să ne ajutăm reciproc. Pentru că străinii se ajută reciproc, de asta nu moare nimeni de foame în străinătate. Iar noi ne gândim la aroganțele noastre, la ca să avem noi mai mult și să nu ne gândim la ceilalți în jurul nostru. Ar trebui să te gândești și să nu mai fii așa de pulsiv, să nu te gândești și la cei sărmani. V-am făcut clătite, uite, acum clătitele astea le voi mânca cu voi dacă vreți, bineînțeles. Deci, crețule, X crețul, te rog frumos, ia-le. Deci dacă nu iei de aici, X crețule, îți dau un cap în gură. Stop violență, jos ranga, nu vreau violență, stop, îmi cer scuze, îmi retrag vorba. Nu vreau violență, jos ranga, stop violență. Jos lama, pentru că nu cred că o să mă mai tai, poate acum o să iau niște pastile, să mor și la revedere. Fraților, sper să dați în continuare like, share și mâncați împreună cu mine această clătită. Dați like și nu uitați, haterii să mă pupe direct în vârful pulii, să le necăjez mamele în cerul gurii. Și nu uitați de unde plecați. Îi postați la acest videoclip, postați-i pe Facebook și aveți respectul meu din toată inima. Vă mulțumesc tuturor youtuberilor care sunt alături de mine.
V-am pupat, v-am săptat, pa!